Quizás, quizás, quizás. Bine v-am găsit, stimați telespectatori! Invitatul nostru e un bucureștean profesionist, sau, dacă se poate spune așa, un profesionist al Bucureștiului, primarul capitalei, Sorin Oprescu. Domnule Oprescu, haideți să nu vă spun nici domnule doctor, nici domnule primar, ci domnule Oprescu. Puteți să spuneți cum vreți și vă spun foarte sincer că doctor am fost și o să rămân până închid ochii. Decât vă propun așa un moto al emisiunii noastre dintr-o piesă contemporană, una e să tai cu bisturiu și alta e să tai și să spânzuri cu funcția. Este foarte adevărat. Să vă spun un secret. Nu mi-am luat niciodată cartea de muncă, în sensul că n-am plecat nicăieri din Institutul de Medicină și Farmacie. În comedia asta umană, care sunt emisiunile profesioniștii, m-am gândit că nu vreau să lipsească primarul capitalei, care e și medic, deci dumneavoastră reprezentați un profil mai special. Ce este cel după 5 ani este așa, că sunt cel mai bun chirurg dintre primari și cel mai bun primar dintre chirurgi. Publicul adoră autoironia și faptul că știți să încasați. Bunica meu mi-a spus asta. Dacă vrei vreodată în viață să iei pe cineva peste picior, ia-te pe tine. Întâi încep cu tine. Dar uite, vedeți că sunteți la emisiunea profesioniștii, nu la emisiunea de profesionalizații. E adevărat. Nu e frumos să râde e propria adevărat, glumă. Dar eu mă gândeam la segmentul de educație, pentru că orice se poate recupera în viață. Se pot recupera facultăți, masterate, doctorate, iubiri. Deși iubirile scârțâie dacă sunt la al doilea ciclu de iubire, sau cel puțin așa cred eu, nu poți să recuperezi însă cei 7 ani de acasă. Educația pe care ai primit-o de la ai tăi. Dar, domnule Oprescu, mi se pare corect să vă placez în contextul istoric în care suntem. Înregistrarea noastră, discuția noastră, are loc în ce lună suntem? Luna octombrie. Ce zi azi? Astăzi este miercuri. Și ce dată? Miercuri 10 octombrie. Felicitări. 2012. Nu, am vrut să văd dacă un primar care intră de la ora 8 dimineață în ședințe și o ține toată ziua în ședințe, mai știe pe ce lume se află. Deci știți, să le spunem telespectatorilor că emisiunea noastră, care nu știm când o să se difuzeze, e filmată, deci, în acest octombrie zbuciumat pentru instituție. Așa cum ați văzut în curtea televiziunii, e lume și instituția trece printr-un dureros proces, mă rog, de restructurare. Sunt 22 de ani de la momentul 90 și am auzit cuvântul restructurare, reformă, dar m-am plictisit. Da. M-am plictisit de el. Da, da, da. Să-i nu zicem boală. Sunt mulți oameni care nu mai cred. Însă cred eu că sunt lucruri care s-au adunat. An și an. Ca la un pacient. Să vorbim despre instituție ca despre un pacient. Absolut. Și până la urmă boala începe să se manifeste. Nimeni n-ar putea nega că există boala și că pacientul, într-adevăr, trebuia dus la doctor. Așa este. Dar, după câte știu, unul dintre primele principii în medicină e primum non nocere. Primum non nocere, în primul rând, să nu faci, nu faci rău. Da. Ori senzația la ora asta este că reforma asta, ca să zic așa, restructurarea asta, dăunează. Că din nou, după atâtea dezamăgiri și experiențe eșuate de-a lungul anilor, totul nu e decât o mască la doctor. Convulsiile astea, sigur că nu fac bine niciodată oamenilor, că la oameni mă refer, ei n-au rămas aici pentru că Mor de foame. Au rămas aici pentru că iubești ceea ce fac. De luni de zile, știți că nu se filmează în televiziune, sunteți o excepție. Ne aflăm într-un cadru de acalmie impusă, de, cum să spun, anestezie forțată, aplicată televiziunii, da, în vederea unei operații la care pacientul n-a consimțit. Aș merge mai departe și aș personaliza puțin din punct de vedere al profesiunii. Este un fel de rahianestezie, adică le-am fipt-o în spate. Da, da, și în același timp se poate vorbi. Sigur, exact. Da. Nu, pentru că știți, păstrează partea superioară și funcțiile mentale. Absolut. Asta e situația. Asta este matricea umilinței. Matricea e mai mare. Nimic nu umilește mai mult decât așteptarea, nesiguranța, întunericul și frigul. Și de multe ori... Le-am cunoscut pe toate, înainte de 89. Forțele politice le-au folosit și le-au folosit cu succes. Pentru că ei știu că a încercat să te așezi în genunchi
sunt mult mai ușor de condus masele. Totuși uităm că e televiziunea publicului, publică. Că nu e vorba aici de niște salariați, de niște dări afară, de niște șefi care sunt trecători, pentru că ce spunea Lenin, orice șef e un muncitor aflat temporar într-o funcție de conducere, nu? Dar tot el spunea că clasa muncitoare trăiește bine prin reprezentanții. Și atunci tupeul, impostura, ipocrizia sunt considerate calități și trăim un principiu ancorat în viața reală în zilele astea. Scoală-te tu ca să ne așezăm noi. Tristețea care e? Toată lumea trebuie să stea să aștepte această reformă în loc să dea ce are mai bun fiecare în el, ceea ce știe să facă și televiziunea să meargă înainte. Două motive sunt pentru care, după părerea mea, televiziunea n-a mers înainte. Pentru că a fost sufocată cu bună știință de politic și pentru că de multe ori s-a acceptat ipocrizia în legătură cu situația ei, cu situația ei financiară, cu dezvoltarea ei. Ce spuneți dumneavoastră ar fi, să zicem, oarecum justificabil la actualități, la telejurnale. Da, acolo e lupta politică. Mulți vorbesc foarte ușor și spun amestecul politicului. Nu este neapărat amestecul, este amestecul politicului până la ultima fibră. M-a ajutat Dumnezeu și meseria mea. Nimeni n-a putut să-mi dea ordin să operez așa și nu altfel. Da, da, da. Nu am stat la ordinul nimănui, decât a unui singur om care m-a învățat. Cine? Care mi-a pus meseria profesorul în mână. Setlace? Profesorul Mandache. După aceea profesorul Setlace, profesorul Gavriliu. Oamenii ăștia sunt corifei. Eu i-am trecut la categoria semizei. Vreau să vă spun față de ce îmi povestesc. În anul 2005, într-o a 10-a reformă pe care o începeam, cum venea un ministru al sănătății, cum începeam altă reformă. Vi s-a propus vreodată să fiți ministru sănătății? Nu. 22 de ani de la momentul 90, 23 de miniștri. Anul și ministru. Media. Și fiecare nou venit are tot felul de idei. Anul 2005 a însemnat consacrarea unor noi directori de spital, venind la putere o altă putere, în care și-au găsit locul un tanchist, un popă și așa mai departe. Manager. S-a invocat cuvântul ăsta de management și manager și dacă se poate un manageriat al spitalelor privat. Le-am explicat. Am încercat eu calm la început. După am început să mă enervez. Acum ne povestim reciproc traumele. Sunt traumele poporului ăsta. Știți că nu sunteți la o emisiune politică. Nu. Aș vrea să nu auzim în emisiunea asta cuvintele autostradă suspendată, piața Matache, etc. Vă mulțumesc respectuos. Vă mulțumesc respectuos. Credeți-mă, nu vreau să discutăm despre primărie sau, mă rog, vom vedea. Despre femei, despre ce să nu mai discutăm, despre spitale. Discutăm despre viața cu toate că normală. M-am gândit că o biografie a lui Oprescu s-ar putea chema frumos, despre femei și spitale. Sunt două subiecte la care se pricepe toată lumea. Am văzut într-un ziar la braț cu Catrin Deneuve și cu mii de femei superbe ale planetei. Aveți în față un artizan, nu al imaginii. Și... Da. Sigur că da. Bine, ei încearcă. Ce pot să vă spun? Pot să vă spun că m-au suspectat întotdeauna mai mult decât am putut. Da, asta e foarte bine. M-ați întrebat acum câteva minute. Vi s-a propus vreodată să ajung ministru? M-ați întrebat. A, ministru sănătății. Vorbesc de anul 2000, 2001, 2002, 2003. Poate că da. Din păcate, Năstase n-a ajuns niciodată la litera O. S-a oprit la litera B. Peuran, Bartoș, Blănculescu, și cum Brânzan. Asta o spuneam ca o glumă. Îmi explic foarte simplu, tocmai pentru felul meu de a fi. Și m-am uitat pe internet să văd părerea unora, părerea altora despre Sorin Oprescu, știți, modalitatea de a culege informații. Și am văzut, iată, percepția e la antipod. Pentru unii sunteți, citez, să încep cu negativele sau cu pozitivele? Cu rău. La rău ar fi așa, că sunteți o personalitate accentuată, că sunteți, citez, o hahaleră simpatică, am încheiat citatul, că sunteți, citez, golănaș de București, și că minte cum respiră, la o extremă.
La cealaltă extremă, că sunteți bun la suflet, că aveți un cult al bătrânilor, că dacă puteți face un bine, îl faceți, că aveți o franchețe și că știți să vă purtați impecabil. Dacă aș fi pus să răspund unui trist de genul ăsta cu hahaleră, aș fi vrut să cred că unul dintre apropiații lui, poate, a fost pe masa mea de operații. Bine, dar se referă probabil la partea de politică, nu știu. Nu contează, când ești hahaleră, ești că te naști hahaleră, mori hahaleră. Da? Dacă cumva te lasă ăștia să mori, că nu te lasă nici să mori, ca să te chinui, bineînțeles. Și mai am o calitate. Dați-mi voie să mă lau, că bunica mea așa mi-a zis, bă, dacă nu te lauzi tu, nu te laudă nimeni. Eu nu știu ce înseamnă aia ură. Nu. Ideea întotdeauna a fost de a încerca sau a dori mai bine să uit. Nu uitați, dar de iertat iertați? Nu. A, nici asta. Nu. Nu, dar nu sunt un exaltat. Bun. Sigur, nu vreau să ajung nici acolo să citesc în România Liberă la morți și să zic mai murit un dușman. Dar știți că sunt oameni care trăiesc așa? Da. Știți că am auzit un om... în propria lor ură. Am auzit un om care mi-a spus că longevitatea lui se datorează faptului că a aplicat un proverb chinezesc. Nu te război cu dușmanul tău, stai liniștit pe pragul casei și așteaptă să-i treacă convoiul mortoar prin fața casei. Da. Mi s-a părut îngrozitor. De la mărire la micime sufletească este un singur pas. Și după aia nu uitați că din punct de vedere anatomic, centrul iubirii și centrul urii sunt situați frontal. N-am știut, da? Și ei au o serie întreagă de interconexiuni. Și? Când s-a stupat arterele și nu mai au sânge destul, nu mai știi cum oscilează persoana. Și de-aia își dublează și personalitatea, se dedublează când urăște, când iubește. De aici și vorba, din ură se naște iubire. Credeți că e mai solicitant să urăști sau să iubești? Asta este ca dictatura cu democrația. Dictatura este mult mai ieftină decât democrația. La fel și cu... ura. Este mult, da. Ura e mai ieftină. Ura e mai ieftină față de iubire. Iată la ce m-am gândit. Să discut cu Sorin Oprescu. Tema ar fi așa. Harta biografiei lui Sorin Oprescu suprapusă hărții Bucureștiului. Primul loc din București, pe harta Bucureștiului, că nu sunteți numai copil de primăveri, nu? Cred că ați cunoscut și alte cartiere. Bun. M-am născut la intersecția unde acum este Răzoare, vis-a-vis de biserică, la 146. Era o casă bătrânească, tip vagon. Acolo stăteau bunicii mei. Dinspre mamă sau dinspre, dinspre tată? Era casa ridicată de bunici. Acolo v-ați născut. Da. La ce maternitate? Nici o maternitate. M-am născut acasă, cu moașă. Mama era la prima naștere? Da, pentru că eu sunt cel mai mare. Mama a avut doi băieți. El mai mare a fost și mai frumos și mai deștept, adică eu. Mai am un frate care e cu 6 ani mai mic ca mine. Mai aveți vreo senzație din casa asta vagon? Amintirile bunicii, care stătea la poartă și îi aștepta pe cei din familie. Da. Amintirea bunicii mea a rămas foarte clar. Cum o chema pe bunica? Stella. Cu ce se ocupau bunicii? Ea era croitoreasă și bunicul maestru la pirotehnie. Era de-a lui arsenalului, da, da. De armament? De armament, da. Ei se trăgeau de undeva de lângă Târgoviște. Chiar înainte de începutul secolului veniseră în București. Și bunica din Drăganu, Argeș, lângă Pitești. V-a făcut costumașe drăguțe când erați copil? Mă îmbrăca frumos, curat și m-a așezat la poartă ca pe maimuțul așa. Nu-mi dădea voie să ies pe stradă. Și mă uitam și eu cu Jean la copiii. Și sigur că am început să mă ia peste picioare, să-mi spună tot soiul peste de măscări. Nu, peste picioare. Așa. Unii chiar dădeau, deschideau poarta și pac, îmi trăgeau câte una. Și eu ca un fraier începeam să plâng și mă uceam la bunica. Până într-o zi când mi-am luat viața pe contul meu propriu, am deschis poarta. Și m-au apucat să-i bat. De momentul ăla am devenit la fel ca ei, copiii de pe stradă. Ei, un bun antrenament pentru ce avea să vină. Formidabil antrenament. O întrebare ar fi, e mai mult sânge în chirurgie sau în politică? E mai mult sânge în politică. Dacă vrei să te tăvălești cu orice, intri în rândul lor. Dar asta este opțiunea fiecărui om. Da. Să ne înțelegem. N-am fost îngerul de pădric. Am apucat vremea aia când apărea dricul pe stradă, spate stânga era un înger, spate dreapta era un scaraoschi. Da? Mi-au rămas mie așa de copii. Da? Carul funebru. Carul funebru. Da. Ăștia care treceau în lumea
și deveneau praf de stele. Îngerul de pedric, n-am vrut să vă întreb, dar o întrebare din chestionarul lui Proust e cum v-ați dori să muriți? Să fie elegant, să fie fără zbateri trupești, fără dureri care te scot de minți, să fie în somn. Că s-ar putea să mai continui să visezi și după aceea. Și rămâi acolo, cantonat, în vis. Știți că monologul lui Hamlet, tocmai despre asta e vorba. De unde știm că și după aceea continuăm să visăm? Și dacă nu... Îmi place să cred așa. M-a dus bunica la biserică și la timp. Și mi-a plăcut. Părintele spune foarte bine la slujbă. Și m-am uitat în groapă și n-am văzut unde zace soldatul și unde zace împăratul. E singurul loc unde suntem egali. Suntem egali după moarte, dar în fața morții nu. Nu. Pentru că știți mai bine decât mine ca medic, se moare teribil de inegal, unii mor ușor, rapid, la timp, alții mor greu, cu un chin fantastic. Și ceea ce te doare e că unii mor cu o analiză în regulă. Și atunci te doare pe tine, ca om chemat să pui mâna, să ajungi. Nu ai decât două posibilități ca doctor. Ori să te simți un demiurg în momentul când, după operație, când au trecut perioada posibilelor complicații, ăla îți spune din pat, mi-e foame, domnul doctor, și tu știi în sinea ta că din momentul ăla începe însănătoșirea, și în momentul când te simți un nimica, umil, un nei ca nimeni, când știi că vine doamna cu coasa pentru ăla din pat, asta se întâmplă cam între 4:15 și 4 dimineața, aproape cu regularitate, când nu mai știi ce să-i faci. Se moare mai repede la ora 4. Atunci se moare. N-am putut să-mi explic niciodată. Să ne întoarcem, domnule Oprescu, la harta Bucureștiului. Răzoare, bunicii dinspre tată. Mutat bunici dinspre mama, acum pe Sabinelor, la 91, la Uranus, la Piața Puișor, exact acolo unde vis-a-vis s-a ridicat hotelul Marriott. Era casă cu chirie. Acolo. Era casă cu chirie. Practic, copilăria până la 6-7 ani de zile am avut-o acolo. V-ați născut în 1951. Și bunicii dinspre mamă cu ce se ocupau? Bunica toată viața ei a avut grijă de copii, a avut doi copii, iar bunică-miu a lucrat la RATB, maestru. Și el tot maestru la construcții de tramvai. Tramvaie? Astăzi se mai fac tramvai în București? Se fac, dar se fac greu de tot. Deci fabrica de ani și ani de zile nu este retehnologizată. Vreau să se mai facă tramvai în București, pentru că sunt acolo 1300 de oameni. Și oameni pricepuți, nu... Oameni pricepuți la tramvaie, cărora nu li se cere să facă tramvaie. Ba da, fac, dar fac într-o proporție foarte mică. Artizanal. Unus artizanal. Aproape artizanal, ăsta e cuvântul. Închidem paranteza. Cum îi chema pe bunicii materni? Mănescu. Gheorghe Mănescu Stela. Tot Stela. Tot Stela. Aveați două bunici, două stele? Da. Nu erau pe epoleți, erau pe în actul civil. Pe epoleți erau la tata. Păi sigur că da. Deci două stele. Și? Da. Și în 57-58 m-am mutat pe Iancu de Hunedoara. Acum, atunci, Ilie Pintilie. Cu prins, părinții? Cu părinții. Într-un sigur, bloc? Că, da, într-un bloc, la parter, bineînțeles. La parter? De ce bineînțeles? Păi nu, la parter, bineînțeles, pentru că la parter era mai comod atunci, dar era atât de comod, eu nu știu ce a găsit tata atât de comod în chestia cu parterul, pentru că tramvaiul ăla mi-a trecut, îl auzeam în urechi. Vă rog să credeți că 18 ani cât am locuit pe Ilie Pintilie, nu adormeam toți, dar toată familia suferea de sindromul ăsta, de când trece, dacă nu auzeam tramvaiul de ora două, că trece să se retragă. Acolo am deschis eu ochii, practic, intrând în clasa întâi la... Și ăsta a fost saltul familiei, într-un da, fel totuși. Așa este. Progresul așa familiei. A fost. Deschideam geamul de 1 mai și de 23 august, să făceau defilări. Dar mai important decât defilarea era faptul că apăreau aia cu cremvârști și cu muștar vis-a-vis de casă. Da, da, da. Și vă dați seama că eram primul consumator. Înțeles. Și v-ați mutat, deci, în Iancu de Hunedoara. Tata cu ce se ocupa? Știu că sunteți fiul de militar. Tata era ofițer și lucra în minister în anii când ne-am mutat. Era capitan? Capitan. Și mama? Mama lucra la Direcția Tratate de Ministerul Afacerilor Externe. Era jurist.
tata la fel era jurist, că după ce a terminat școala de ofițeri, tata a făcut facultatea de drept la zi, chiar dacă era ofițer. A avut și ăsta noroc că a terminat școala de jandarmi în 1945, că colegii lui care au terminat în 44 i-a dat afară pe toți, că au zis că... Reprezentau armata burgheză. Și deci tatăl dumneavoastră, și dacă nu s-ar fi schimbat regimul, ar fi fost cadru militar. Cadru militar, da. Tata lucra în serviciul de informație externă și lucra în străinătate. În ce țară? La post Venezuela și după aceea Elveția. Mama în Elveția a făcut consulară și tata era consilier, prin consilier de ambasadă. Venind spre studio, am văzut pe o clădire o reclamă uriașă. În sfârșit, am reținut doar textul. Suntem produsul mediului în care trăim. Bine. Sau în care am trăit. Deci și dumneavoastră, într-un fel, sunteți produsul mediului pe care nu ni-l alegem, nimeni nu-și alege mediul. Așa a fost, să vă nașteți în mediul ăsta, ghilimele, sănătos. Dar ați avut vreodată, bănuiesc că ați avut revelația că totuși trăiți într-o dictatură și că totuși, vrând nevrând, ați fost ceea ce se cheamă un copil norocos, ca să nu folosesc cuvântul privilegiat. Undeva la 1978, atunci când am simțit eu chestia asta pe care spuneți, am simțit că șurubul se strânge în gol, ca luneca. Atât de târziu? Da. De pildă, până atunci, în anii 60, știați că există deținuți politici, că... Nu. Trăim într-o dictatură, nu. Că vin oameni de la canal, nu. Că până în 64 au tot venit. Nu. Nu știați nimic. Absolut nimic. Am început să știu de toate lucrurile astea, încercând să citesc. Din păcate, dispăruseră bunicii. Bunicic. Tata plecase. Practic, noi eram singuri acasă, eu cu fratele meu. Deci de la ce vârstă ați locuit singuri? Eu aveam 17, fratele meu 11 ani. Se spune Trai Neneagă? Nu. Nu. Vecinii noștri, între care și familia Joana. Majoritatea... Ce mică e lumea. Absolut. Majoritatea, el e de vârstă cu fratele. Vă jucați împreună? Cu mine nu, că eram mare. Nu uitam la poștă acolo. Stăteam să mă joc cu ei acolo, să joc cu ei lapte gros, că îi distrugeam. Și mulți dintre părinții copiilor cu care am copilărit au intrat în serviciul de informații externe și au plecat ca diplomați afară, iar copiii n-au respectat codul ăsta de... Acum, sigur, vorbesc elevat, dar da, era da, trai adică... neneacă, exact ce spuneți. Adică au luat o razna. Corect. Ceea ce i-a făcut pe părinții, să facă atac de cord când au văzut în ce hal a ajuns și casa și situația la învățătura copiilor. Și portante. Unde mâncați? La cantină, la Ministerul de Externe, pe unde? Strada Zambaccian. Deci era o cantină a Ministerului de Externe? Special a Ministerului de Externe. Ce interesant! Copii. Pentru copiii celor plecați în străinătate. Și cu toate că bănuiesc că vă puneau bunătăți pe masă, nu erați uneori triști? Da, bunătăți, mâncăm ce mâncăm și lor copii. Nu vă închipuiți că ne dădeau acolo carne de Kobe și de ruși. Cum să nu știu, doamne, că de toată știți? Generația nomenclaturii de atunci... Da? Erau la școală cu mine. Am intrat la 1-a B, am terminat la 12-a B. Că de la clasa 1-a ați fost la liceul Caragiale. 12 ani. Ați făcut secția uman sau secția real? Am făcut secția real. Ați fost un elev mediu, ca note vorbesc. Tata a începuse cu ideile lui, băi, dacă nu intri la medicină, cam ce-ai vrea tu să faci băiatului? Și noi, dacă dumneata încobește așa... Îi spuneați dumneata, tatei? Da. Niciodată nu i-a spus da, și tu? Și până a murit, i-am spus să rămână. Dar mamei îi spuneați tu? Nu, mama, da. Mama v-a altoit vreodată? Mama mai des decât tata, dar altruismul și felul în care vorbea cu oamenii l-a moștenit de la mama. Nu erau mai trăiesc părinții, niciunul. Au dispărut. Celălalt frate, ce meserie a făcut? Ce facultate? Doctor, bine. Tot medicina. Sigur. Și am încercat să-i fac să simtă că au... Băieți, au crescut băieți care au grijă de ei. Și am dat la facultatea de medicină. Ideea de a da a fost a tatei? Nu, a fost alegerea mea. Da? Ei, acum, sincer, mă și intoxicasem cu cărți din alea de viață de chirurg, Vittorio Maiocchi, da? Douglas, cine obstacole. Cine v-a intoxicat? Eu singur, că citeam, derupeam. Și vi s-a părut dumneavoastră că un chirurg are ceva eroic? Da. Da, sau ați mine auzit era că un chirurg model. Înseamnă un om care câștigă bine nu, pe vremea nu, aceea? Nu, nici vorbă, pentru că nu aveam responsabilitatea susținerii financiare. Nu era problema dumneavoastră? Nu, nu, și nu eram învățați cu 7.000 de... Nu. Dacă locuiați într-un mediu relativ închis, nu? Că ziceți că totuși erau
copii din zona Dorobanți. Da. Când ați văzut că există și oameni năpăstuiți pe lumea? Păi am fost coleg, întâi de s-o luăm cu ăia care erau la vârf. Am fost coleg cu Ghiță Gheorghiu, bătrânul Dej, eu nu l-am cunoscut. I-am fiat pe toți trei nepoți, i-am fiat înainte să moară, tocmai pentru ca să poată să aibă un mijloc de subzistență, lăsându-le pensiile la cele două fete, la Tanța și la Lica și la copiilor. Așa, ați fost coleg de clasă cu unul din nepoții lui Dej. Nepoții lui Dej, da. De care ce s-a ales? Unicul. Ce meserie a murit? A murit. S-a avut ingineri. Dar când erați colegi de liceu, era... Da. Ce? Important, nu? Era important. Sau nu mai era, să... că veni Zecea Ușescu? Nu, era important. Nu. După aia, la scurt timp, a apărut și Neanicu cu figurile lui. Dar când începuseră discuțiile acelea cu Lucrețiu Pătrășcanu, cu... Pe vremea lui Ceaușescu. Pe vremea lui Ceaușescu. Când Ceaușescu... Asta, când m-a întrebat cu Analica, Dumnezeu să o odihnească, când m-a întrebat, zice, nu te-am văzut, n-ai mai venit pe la noi de mult, așa, n-ai mai trecut. Da, am avut și eu de învățat. De... Și băi, zice, e frică lui tactul să vă lase să veniți la noi? Ah. Era exact momentul când... Da, m-a foarte intrigat acasă. Cu dumneavoastră nu știați nimic. Bără, ce știam, dar e trecutului în amănântul cum le știa Coana Lica. Și l-am întrebat pe tata. Deci, bă, spune ce vrei să zici. Uite așa ce am pățit, uite așa, 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 așa. M-a dat, zic, că a avut un rol atunci, pe vremea aia, când... zice, nu, pe vremea aia eram locotenent și eram în gardă la Petru Groza. Mă, n-aveam nicio treabă cu ce s-a întâmplat atunci. Când ați avut totuși revelația că trăiți într-o țară condusă de un om care, din punct de vedere strict medical, nu era sănătos? Da. Se manifesta, în primul rând, în starea de impulsivitate. 1980 începuse să se creeze nou cartier, nou centru civic al Bucureștiului, cum îi spuneau. Și Brâncovenescu a fost una dintre victimele colaterale. Spitalul Brâncovenesc. O bijuterie arhitectonică. Eram de gardă, eram în ultimul an de facultate, da? Dar aveam titulatura de intern, modelul francez. Și dormeați în spital? Dormeam în spital, locuiam în spital. Erați însurat? Nu eram însurat și asta a fost unul din între avantaje, dar după aia cu timpul a venit și însurătoarea și mi-a venit și primul copil, mă rog, și singurul, Mircea. Care ce meserie face? Bineînțeles că e doctor. Și soția? Și soția lui este economist. Nu, soția dumneavoastră. Este profesor universitar la Elias de endocrinologie. Ați întâlnit-o într-o gardă? Nu. Am întâlnit-o în viața de zi cu zi la facultate. Unde? Era cea mai frumoasă fată. Mi-ați promis locuri, tot la facultate? La facultate. Era Miss Medicină? Chiar mai mult decât atât. Adică ăștia salivau când trecea pe lângă ei, salivau. O apariție superbă, am înțeles, da. Care era cu câți ani mai mică? O fată deșteaptă cu 6 ani jumătate. Deci era în anul 2, eu terminasem și ați remarcat-o pe un coridor. Da. Și știați cine e sau nu știați? Ne-am împrietenit. Din ce mediu social provenea? Taicăsul era profesor universitar, ceea ce n-a fost de bun augur până la sfârșit. Acum Dumnezeu să-l odihnească, că a mai avut el un rol. Profesor universitar tot la medicină? Profesor la medicină, da. Deci, dar m-a ajutat Dumnezeu și n-am făcut niciodată cu el. A tras un los norocos. Da. Care câți ani a fost norocos? 14 ani. Și trebuie să fiți de acord cu mine. Atunci când se bagă de multe ori alții în căsnicia ta, că tot a fost o poveste săpăcitoare, așa, deodată apărută, m-am trezit, vorbim de anii 1988-89, deodată, brusc. Și am întrebat, măi, Simona, dar ce s-a întâmplat? Simona cine e? Simona a fost a soție. Și mama lui Mircea. Mi-a zis mama că tu faci așa, 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 așa. Soagră mea, veșnica problemă. Și uite de aici... Domnule Oprescu, dumneavoastră sunteți un luptător. Dumneavoastră nu sunteți un om care să fiți învins de o soacră. Dumneavoastră înseamnă că au fost... Uite că atunci mi-a tras o soacră în sensul ăsta, scurt! Înseamnă că ceva scârția în stabiliment, stai de vreme ce picuri. A fost atât de vulnerabilă. Când stai să picuri o travă, ca lui tata lui Hamlet în urechi. Până la urmă mori. Bine, 14 ani a picurat din primul an. E, nu, din primul an aș fi exagerat. Nu, dar
pe măsură ce anii treceau și îmbătrânea și soacră... Dar de ce? Ce avea să vă reproșeze? Totul după pământul ăsta, adică? Să spărgeau pe mine. Nu cred. Ba da, eu cred. Pare rău, și asta într-o a fost. Zi ați venit de la spital, locuiați în ce cartier? Mă mutasem aici, în Aviatori. Stăteam în casă cu maestru Ivașcu. L-ați cunoscut pe George Ivașcu? Da. Ce om extraordinar. Da. E un exemplu de personaj care știa să conducă o instituție. Așa este. Adică aveai senzația că vrea să scoată cei mai buni din fiecare om. Mă uitam cu gura căscată când începea să-mi povestească. Dar știți unde îmi povestea? Jos, la gaze, la centrală. A, da, vă întâlneați el acolo. Pândea până da. La ora două. Da. Cu domn profesor, cu regretatul domn profesor Biculescu, care stătea la parter. Aha. Și la ora două se schimbau cu mine. Veneam eu. Și rămâneam da? Până la 4 dimineața, că nu aveau gazele presiune și atunci trebuia să închis. Să continuăm harta biografiei dumneavoastră. La ce spital lucrați? La Brâncovenesc. La Brâncovenesc. Până în 83, când s-a dărâmat. A venit Ceaușescu, probabil că la o altă vizită. Portarul de frică a intrat în cabină și s-a închis în cabină când aia din paza personală a președintelui, pentru că au țipat la el, bă, deschide poarta. Și s-a închis, au sărit aia sepepiștii gardul, au deschis ușa, a intrat împreună cu Pană, era primarul general al capitalei la vremea respectivă. După exact câteva secunde, noi toți eram pe geamuri, ne uitam să vedem ce se întâmplă, că știam că până la urmă o să dărâme, sigur că da. Și nu știu, că a început să strige, trece aici, trece aici, noi nu știam cu cine vorbește, vorbea cu cățelul. Cățelul era un câine mare negru? Da, venise cățelul mașină, dar Dumnezeu l-a văzut pe ăla când s-a dat jos între picioarele lor și s-a luat la fugăric o pisică autohtonă, la spitalul Brâncovenesc. Și pisica l-a zgâriat. În momentul ăla Ceaușescu s-a suit în mașină și a plecat. A dat de două ori de mâine așa, zic, gata, e clar, mâine... Băieți, ne luăm lucrurile și plecăm. După o jumătate de oră au apărut o trupă întreagă de sepepiști, băieți tineri, băieți cu ochii albaștri, așa cum le spuneau la vremea respectivă, și a început, ne-a pus pe toți medicii pe de gardă pe linie și au zis, domnule, unde credeți că ar putea fi pisica? Nu se poate. Pe cuvântul meu, domnule. Și au început căutatul pisicii până spital. Și v-ați dus acasă să-i spuneți tatei, care între timp din capitan ajunsese general, nu? Da. Ei, aveați un tată general. Da, i-ați spus vreodată, mândru, tată, știu că v-am citit interviuri. Erați mândru de cariera tatălui. Da. Chiar dacă trăiați într-o dictatură. Totdeauna poți să vorbești liber despre ceilalți. Când vorbești însă dai tăi, nu poți să depășești niște bariere. Am văzut și eu copii care și-au condamnat părinții după 91, după 92. Sistemul ăsta cu renegarea părinților și cu renegarea familiilor e o poveste tot de sorginte comunistă. Absolut. Dar tata gândea altfel decât gândeau majoritatea colegilor lui. Era un om realist, care știa și partea urâtă a lucrurilor. Mi-aduc aminte că... Îmi vorbea așa ușor, fără să mă îndoctrineze. Aveam deja 19-20 de ani. Și tot îi vorbeam eu plin de admirație. De, uite, domnule, că există și oameni care se realizează în străinătate, deci nu ieșeam prima dată. Și zice, să nu crezi că societatea asta unde suntem acum e permisivă cu străinii. Aia zic, totuși, era în Elveția. Și mi-aduc aminte că într-o sâmbătă a zis, hai să-ți arăt un lagăr de străini. Și am constatat că la marginea Bernei erau 5 sau 6 clădiri din acelea de armată, tip cazarmă. Da. Două, trei rufe puse la uscat în curte, pe veșnica frânghie, care există la îndemână peste tot, și un panou cât jumătate din blocul televiziunii. Nu exagerez cu nimic. Și acolo scria în 5 limbi străine, în felul următor. Vorbind cu persoanele din acest lagăr, vă faceți rău atât dumneavoastră, cât și lor. Nu-i toată viața. Ceea ce însemna partea de lagăr 1971, Berna, Elveția. Tatăi, în subconștient, probabil era frică, ăsta face medicina și o să aleagă să plece în Occident. Am avut o discuție când s-a întors acasă. L-am întrebat pe tachii meu, mai mult tachii nându-mi. Auzi, domnul, zic, dumneata, zic, n-ai avut niciodată emoția, este exact ce spuneți dumneavoastră,
că după ce am terminat facultatea, după ce intrasem în specialitatea de chirurgie, deci vrând nevrând și ieșeam specialist, mai bun, mai prost, mai... dar ieșeam, terminam, nu? Nu te-ai gândit vreodată că mă dau jos la Viena? Mi-am aminte că mânca. Era, deci, după 89? După, sigur. S-a uitat la mine așa și a zis, nu m-am gândit niciodată. Pe cuvânt? Zice, dar tu te-ai gândit? Da. Zic, tată, pe cuvântul meu de onoare că nu m-am gândit niciodată. Pentru că vă simțeați bine, dincolo de cortina de fier, în baraca comunistă. Nu simțeam apăsarea mentală. Nu, pentru că tinerețea mentală. E poate fi fericită în orice mediu, dacă nu se atinge de firul politic. Ori dumneavoastră ați avut grijă să nu vă atingeți, probabil. Păi n-am avut. Dar cum a comentat tata când i-ați povestit că spitalul brâncovenesc e dărâmat dintr-o nebunie. Exact așa. Bă, a nebunit ăla de tot. A. Astea au fost toate vorbele. Bă, dar când s-a întâmplat cu Pacepa, cum a comentat? Eram la ei, nu începuseră facultățile. Eu eram în concediu în 78, deja aveam concediu. Eram om al muncii, eram asistentul. Și erați în Elveția. Da, și eram în concediu așa. Acolo împreună cu soția. Încă nu intervenise soacra. Da, și încă nu apăruse nici Mircică. Vine tata și îmi spune, păi zice, cred că l-au răpit pe ăsta, pe Gianlu Paceba. Și până la ora 12:30 a fost discuția... Cine l-a răpit? Întreg, cine l-a răpit, unde și cum, de ce? Pentru că găsiseră băieții ăștia de la ambasadă, care știau că trebuie să meargă, să-l ia, să-l ducă, să -l... De multe ori a trecut prin Elveția până asta și știu că tata, într-un fel, era responsabil de tot securitatea... ce înseamnă zona respectivă. Vorbesc Franța, Germania, Elveția. Asta ce înseamnă a existat responsabil de zonă? Responsabil de zonă, adică cu ceilalți ofițeri care, sigur, erau disimulați acolo, lucrau în cadrul Serviciului de Informații Externe. Tata avea acoperire diplomatică. Erau ceilalți care, în schimb, n-aveau. Misiunile murdare, de pildă, când a fost cu Europa Liberă, no, cu astea, no. Nu va povesti niciodată? Nu, pentru că momentele alea au fost făcute de o generație anterioară lui. El, pe vremea aceea, el lucra în Ministerul de Interne, la organizare mobilizare. Și cu Pacepa, deci, ce a zis tata? Și după 12:30, deci până atunci a fost legenda asta, a fost răpit. Lasă, toată lumea, în alertă, nu, normal. Și la ora 2 s-a terminat sesiunea NATO și generalul Arthur Haig, când a fost întrebat ce părere aveți de generalul Paceba, ce s-a întâmplat cu el, el a răspuns. Ofițerul s-a întors în central. No comments. Tata a rămas mască și foarte haios, dar foarte haios, s-a întors către mama și către noi așa și a zis, pst, mâine valizele și vă ușchiți voi înainte și după aia vin și eu cu mâncata. Așa s-a întâmplat. Deci ați fi putut de mii de ori să rămâneți, dar nu se punea problema pentru că dumneavoastră practic nu v-a lipsit nimic. E foarte adevărat. Nu am fost un chinuit al regimului. N-aveam ce mânca sau ce departe de orice de asta. În afară de lipsa de libertate, care era vitală și pe care dumneavoastră n-ați prea simțit-o, că puteați circula. Faptul că circulam. Eu nu făceam un caz din asta. Dumneavoastră vi se părea normal. Da, încet, încet am început să vorbesc admirativ despre ce vedeam acolo. Da. Dar nu aveam senzația și nu aveam până în 78, după aia am început să o am. Senzația de apăsare mentală. De apăsare mentală. Și într-o zi v-ați întors acasă vecinului Vașcu să și... Să trăiți, domn profesor, că eu așa îi spuneam. Și a apărut soția care v-a spus ce? Doamne, gata, m-am hotărât, divorțăm. Nici măcar nu vă trecea prin cap? Pe cuvântul meu de onoare că nu. A fost prima lovitură pe care a încasat-o copilul? N-a încasat-o copilul pentru că am făcut în așa fel încât copilul să nu simtă. Mă refeream la copilul Sorin Oprescu, la dumneavoastră, la domnule Oprescu. Nu, copilul care ați fost a încasat-o în plin? Absolut. M-am jurat că evit de atunci să mai trec pe lângă tribunal, măcar să mai trec pe lângă tribunal. Tribunalul de pe Cheiul Dâmboviței, ca să completăm harta și nu v-ați opus, n-ați luptat? Da, un an de zile. Mă duceam acolo să le spun la ea că nu vreau să divorțez. Ei se uitau la mine ca la o legumă de-asta nebună și zice, domnul doctor, hotărăște. Și să mă hotărăsc, domnule, că am aceeași vorbă.
N-am altă vorbă, n-a intervenit nimic. Am explicat judecătorilor de atunci că n-am nimic. Că n-aveți, ca să folosim o expresie consacrată, că n-aveți nevastă de lăsat. Exact asta am și spus. Și da. Copil, pentru că copilul avea 10 ani. Am lăsat în casă fosta soție și copilul. Deci ați rămas pe baricade și după ce s-a dat sentința. Da, sigur că da. Chiar comunicarea se îmbunătățise. Chiar ajunsesem la concluzia că cine știe, s-ar putea să mergem de nou la ofițerul stării civile. Au intervenit în mod hotărât a ei și... Nu s-au mai petrecut lucrurile așa cum am dorit. Și a fost primul knockout. Da. Da, am fost mult timp groghi, dar n-arătam eu, făceam eu pe nebun așa, dar n-a fost un, cum să vă spun? Am înțeles, n-ați fost un înger de multe. Nu, nu, asta să fie clar. O fi știut soacra ceva. Da, bine, nu, bănuiel. Omenirea se desparte bănuiel, de trecut râzând. Da, sigur da. Că da, nu. Nu, dar ca dovada cea mai bună că eu am avut întotdeauna grijă să pot să ajut atunci când trebuie familia mea și m-am mutat în apropiere de ei. Tot pe aviator. Nu, m-am mutat pe primăverii care erau goale toate. În fine ați ajuns pe primăverii, locul erau cu care toate. Legendele vă erau conectează. Goale toate, cucoanele alea de la Icral erau operate de mine. Asta în ce an se petrece? 1990. Dar ați părăsit cartierul, nu? Da, sigur că dacă până la urmă casa era retrocedată. Noi am vrut să reparăm nedreptăți ale trecutului și am creat alte nedreptăți. Mă refer la chiria și care n-aveau nicio vină. Bine, care dar nici veneau... proprietarii dați afară în 24 de ore din propriile case, sunt n-aveau nicio vină. Cu, sunt de acord deci cu probabil dumneavoastră. De la caz la caz, sunt... nu putem ști. Absolut. Deci 89 v-a prins, dintr-o dată v-a trezit celibatar și într-o democrație. Da. De unde erați într-o dictatură, da. Om însurat. V-a prins revoluția la spital. Am rămas acolo. Erați la spitalul universitar? Mi-a adus claie grămadă o mașină din asta mică, cu ușile deschise și ei aruncați acolo, de la baricadă, de la intercontinental. Cel puțin în prima seară atunci erau împușcați. A venit revoluția și cine v-a propus să intrați în politică? 1990-91-92 eram fericit pentru că aveam în spital... tot ce ne trebuie să lucrăm, ceea ce jinduiam de când eram copii și solidaritatea ne-a ajutat și o spălăria, ne-a dat și lucruri care nu ne trebuiau, după care am început să nu mai primim pomană, că nu ne mai trimiteau UE. În schimb, auzeam cuvinte mari. Reformă. Facem reformă. Restructurare. Restructurare. Înnebunit. Generație de tranziție. Părinții mei îmi spuneau că lor li s-a spus că sunt generație de sacrificiu. Și chiar așa au fost. Nouă, în 69-70, ne spunea Ceaușescu că suntem generație de sacrificiu. Păi și eu după 10 de ani să spun că sunt generație de sacrificiu? Copiii care creșteau, cum e și fiul, să spună și ei la rândul lor. Și am spus, dom'le, noi nu facem nimic să nu mai ducem lipsurile astea în continuare. Și atunci a sunat telefonul și profesorul Mincu m-a întrebat. Păi zice, nu vrei să vin la mine, consilier? V-a sunat în ce calitate? De ministru al sănătății? Da. Și mi-a zis, băi, ia vină până la mine. Deja aveați diabet atunci? Nu, nu. A reușit să mi-l facă el. Cerându-i voie ministrului să pot să mă duc la spital când am de operat, dar în același timp spunându-i că nu am de gând să fiu o mazetă acolo și am de gând să fiu într-adevăr consilier. Și încet, încet ați mers spre administrație, da. Și ați părăsit bisturiul. Ultima oară când ați ținut un bisturiu în mână? Acum 2 ani de zile, când l-am operat pe colegul meu de bancă, din clasa 1, Doru Braia. Nu vă pare rău că nu operați? Nu visați noaptea vreodată că tăiați un țesut? Nu, nu, visez că tai prin București, țevii nu. Și tot soiul de alte chestii și toată lumea este mulțumită. Vă simțiți în elementul dumneavoastră sau vă simțiți îmbâxit? Nu, nu. Mă simt în elementul meu. Sigur, vorbesc toată Vorba ziua. Vorba lui Lioza, peștele în apă. Absolut. Vorbiți toată ziua? Vorbesc toată ziua, ședințe așa. După ședință. Orele de șantier în sensul bun, mă duc să văd eu cu ochii mei
că altfel te păcălesc. Ăștia sunt fărășii și returile, nu știi când ți le iau. Bine, te păcălesc sigur, oricum, dar măcar să știți și dumneavoastră. Măcar să fie într-o cantitate cât mai mică, dacă e trădare, să știm și noi. Câtă vreme un om se mai poate numi chirurg practician dacă nu practică? Până când îi lați, atunci când intervii, nu încep să zâmbească și să râdă de tine. Cine îndrăsnește să zâmbească? A, ba bine că nu, mai ales după ce ești plecat o bună perioadă de timp. Dumneavoastră aveați un profesor, profesor Mandache, care era tot timpul în spital, pe când ei au un profesor care e tot timpul la primărie, de dimineața de la 8 în ședință, și... care taie panglici, care inaugurează, 30... care dă case, care dă puzuri, sau mă rog, nu știu, zic și eu așa, da, un om da, da, și care căruia face drumuri și care se ocupă de țevi și care se ocupă bla, bla, bla. E bucureștean acum care vă privește, care n-ar avea să vă ceară ceva? Nu. Mă întreabă ăștia acum la primărie. Stai dumneatale la 2-3 noaptea. De unde aveți antrenamentul? De la spital, bă. Vorbim după 32 de ani de sală de operații, unde am fost prezent în fiecare zi. Cum vă explicați că sănătatea a fost pe rând dată unor oameni care n-au demonstrat, sau vă întreb, au demonstrat prin ceva că se pricep să restructureze un sistem de sănătate, că au condus măcar un spital bine? Nu, ăștia n-au condus nici roabe. Ce vină au profesioniștii că în toată profesioniști, povestea asta? Asta e singura lor vină. Politicienii dumneavoastră. Nu au nevoie de profesioniști. Doamne, au nevoie de oameni ascultători. Poate, ca să ce? Ca să poată să recupereze, doamnă. Ce să recupereze? Tot ce au pierdut când erau ei alții la putere. Ce îngrozitor e ce da, spuneți. E cinic ce spun, dar credeți-mă că așa este. Mi-aduc aminte ce orizont de așteptare aveam în 90. Da. Cum credeam că s-au deschis cerurile. Așa și credeam, da. Va fi fantastic. Dezamăgirea asta care a urmat, și din păcate a urmat foarte repede, a fost pentru faptul că lucrurile nu se și întâmplau. 13.000 de medici din 42.000 de medici, cât erau la începutul anilor 91-90, au plecat spre zări mai da. Bune. Ce să așteptăm? Să ne facă alții o viață normală? Fără o responsabilitate pe care fiecare dintre noi trebuie să-și o asume și să spună lucrurilor pe nume? Și câtă atunci... vreme credeți că o să mai treacă în România în care supraviețuirea decentă a unui medic să depindă de plicul unui pacient? Din păcate nu vreau să-i descurajez pe ăștia tineri, dar ani vor trece. Este umilitor. Și acum simt cât de umilitor este când mă întreabă câte unul pe telefon. Alo, colegi vechi, sigur, da, nu da. Doctori. Alo, băi, am și eu pe o rudă care trebuie operată. Cât se dă? Cât se dă? Mor. De ce? Pe telefon. Păi așa e, bietul om vrea să știe cât se dă, ca să aibă sentimentul datoriei împlinite. Ești și nebun să nu-i fie să frică. Întrebe asta un primar general cu telefonul ascultat și cu morar în târgă care stă cu alea pe urei, cu căștile alea și cred că... Credeți-mă că dacă astăzi îi spun unui prieten pe telefon, păi, Vasile, dacă vii după amiază la mine, am și mie două amandine. Am poftă, dar treci pe la Scala, că tot locuiești în zonă și adu-mi și mie două amandine. În rapoartele acelea scrie așa. Se pare că primarul a cerut două amandine, între ghilimele, în argoul specific manglitorilor. Aceasta înseamnă 1.000.000. Ori două milioane. Am crezut suspectăm că două persoane, două făpturi feminine, numite amandine. Nu, sunt deja la vârsta când nu mai pot fi suspectat. Bătrânii aveau o vorbă, sifilisul și armata. Amândouă intră în sânge. Asta se întâmplă și în ziua de astăzi. Ați făcut armata, bună? Apropo? Sigur că la ce armă? Tot. La securitate. Aveți lor. Grad? Da. Ce sunteți? Păi cred că colonel, că mi-a comunicat domnul ministru Oprea în urmă cu 2 ani jumate, 3 ani de zile, că m-a ridicat la rangul de colonel. Am mulțumit frumos, arma se chema așa atunci. Vă mirați că acum, dacă un prieten vă spune la telefon ceva cu amandine, apare în dosare și nici nu putem fi siguri că e așa. Dar, așa e, domnule. Dar asta e o chestie de veche cuvânt, tradiție. Da. Asta e un sistem în care v-ați născut, în care ați copilărit. Da. Și asta e lumea, asta e democrația la care ei, ne-ați adus dumneavoastră, politicienii. Nu, îmi pare foarte rău. Frica a fost admisă de către mulți, lașitatea, plimbatul dintr-o parte în alta, fuga după imagine, iar în spatele cortinei, fiind nemăturată mulți, mulți, foarte mulți ani.
Și ceea ce se vede este un spectacol trist care ne-a adus pe toți aici. Nu simțiți câteodată totuși că în oameni mai există resortul ăsta, adică frica până la urmă și instinctul de conservare și acceptă situații de dictatură sau situații absurde pe care n-ar trebui să le accepte? Ba da. Credeți că dacă lucrurile merg așa într-o dezordine, să-i spunem, financiară, într-o lipsă din asta financiară, este mult oare până la clipa când pe o carcasă de mașină arsă se urcă unul și spune: bă, păi știți de ce n-aveți voi, mă? Pentru că au ăia. Da. Și sper să nu fim condamnați să repetăm ceea ce s-a întâmplat în trecut. Piaget spune așa: societățile închise încep să se mănânce între ei. Și încet, încet, începem să devenim... Cel mai urât mai loc din București, după dumneavoastră, care e? Marginea sectorului 5, Zăbrăuți. Am și lângă Petrican, cartierul Rodica, locuit în principal de țigani. Când am intrat acolo, acum un an de zile, că am început să le pun apă, canal și lumină, am avut senzația că sunt în misterele Parisului. Nici nu știam că există un cimitir parohial acolo, că se îngropaseră și se dezgropaseră atâtea oseminte cât încât se vedeau peste Gardita mai muntele, cu străzi de pământ. Am ambiția ca în ăștia 4 ani toată lumea să aibă apă curentă, canalizare și lumină. Când ați dat ultima oară într-o groapă? Când am căzut într-o groapă, pe stradă la mine. Da? Pe stradă la mine, s-au apucat aia să sape, eu n-am văzut, am călcat în gropișniță, m-am împiedicat, am căzut. Și a venit o bunicuță de pe stradă de la mine: ce faceți, domn primar, acolo jos? Ce să fac, zic, am călcat în groapă. Păi vedeți, domnul primar, dacă dumneavoastră pățiți așa ceva, nu ăștia ce să mai spunem, domne. A fost totală. Vreau zic, uite, ce zic, n-am niciun chef de politică. Lasă că mă iau eu de aia mei. Este foarte bine le faci și foarte bine. Uite ce pățiți. Da, puteați face și actoria, domnule Oprescu. N-ați vrut să faceți niciodată IATC-ul? Pot să vă spun un secret? Nu v-a lăsat tatăl să faceți actoria. Luam pe coajă dacă începeam cu chestia cu actor, cu nu știu ce, în anii aia, când... Da. Toți părinții, în primul rând, că și-ar dori, cel puțin un secret, ca virgulă copiilor, să fie doctori. Să aibă cine să aibă grijă de ei când or să fie bătrâni. Așa e. În anul 2 am făcut pariu cu colegii de grupă și m-am înscris la teatru. În anul 2 de facultate de medicină? Da. M-am înscris că era proba practică. Eliminatorie, da. Eliminatorie. Și? Și am luat-o. Și atunci erau câte... 7 locuri, 5. 5 locuri, da. Și erau cam vreo 20 pe loc. Și le-am arătat la toată grupa, eram o grupă de băieți. Zic eu, reușit așa. Și i-ați dus la liste, da, și le-am arătat. Și erați, iată, admis. Am intrat. Și n-ați mai trecut la etapa următoare. Oh, nu. Rana majoră, am reținut-o. Închis. Bucuria majoră, când ați câștigat a doua oară primăria capitalei? Nu, bucuria majoră a fost când am câștigat prima oară. V-ați simțit răzbunat? M-am simțit răzbunat pentru că eram eu unul singur contra toate partidele astea care își umflau mușchi așa, întrebai... Înainte de alegeri, unde-i metrou? Dar atunci nu mai țin minte acolo. PSD-ul, da, cu ce candidat a venit? Cristian Diaconescu. Deci PSD-ul totuși n-a cedat și și-a dat candidat. Sigur, Mitre a fost onest, cum l-am apucat eu o viață. În condițiile și-a spus, dacă merge Sorin acolo, eu nu mă duc. Eu am vrut și după ce mi s-au întâmplat cele două înfrângeri. Da. A fost o ambiție care s-a stins încet, încet, la nivelul anilor 2006-2007. Și în 2007, în luna lui decembrie, a venit la mine un necunoscut, membru al unei echipe sociologice, și mi-a spus: domnul Oprescu, de un an de zile facem sondaje lunar. Cetățenii capitalii doresc ca dumneavoastră să fiți primar. Deci totul e să perseverezi. Începusem să nu mai am niciun Nu vă mai venea să pierdeți a doua oară. Pentru că colegii dumneavoastră de partid deja vă aruncaseră la coș. Da. Ori fi zis, domnule, Oprescu a pierdut de 2 ori, să insistăm tot pe Oprescu, ce sens are? Da, dar nu i-am făcut niciodată de râs. Din contră, întotdeauna am fost peste cota partidului. Da, dar în ochii lor erați un cal mort. Păi, într-o situație ei m-au adus în poziția de cal mort. E adevărat că am aflat-o după ani de zile. Atunci, în sensul că partidul... În 2000, ei au făcut, în urma înțelegerii cu Băsescu, la vremea respectivă,
Ei au făcut înțelegerea asta, Năstase, crezând că poate să unească cele două partide, PD-ul și PDSR-ul. Nu știu dacă nu e o legendă. Nu, în sfârșit, pentru mine sunt lucruri certe. Când ați ales să fiți independent, gest pe care multă lume l-a perceput ca pe un gest pur formal sau strategic, vi s-au oferit niște garanții sau ați plecat fără nicio garanție? Domnul Iliescu Barna mi-a dat telefon la 10 minute după ce au început să comunice televiziunea. Deci n-a știut dinainte, nu v-ați sfătuit? Nu. Nu, și eu în general am deci fost, nu a fost, sunt un tip voluntar. Nu a fost o mișcare gândită? Nu. Vreți să vă spun cum am luat hotărârea asta după 17 ani? Acum, după ce mi-ați spus că ați fost actor, le iau toate cu titlul de inventar. Luați-le cu titlul de inventar. Oricum, cine e să vă creadă, vă crede, cine nu, nu. Așa e de când lumea și pământul. M-am bărbierit și am ieșit din baie și m-am așezat pe marginea fotoliului să mă uit la televizor la știrile de dimineață. PSD-ul își începea ședința în care se hotăra cine să intre în bătălia pentru București. În anul de grație? 2008. Cât au transmis de acolo, m-au impresionat fețele lor, care la unii nu exprimau decât răutate și înverșunare. Să fie oricine să candideze, dar nu opresc. Iar întrebarea mea a fost una singură. De ce nu eu? Avea unul mai bun? Nu. Și cum și vă uitam pe fețele răutatea asta gratuită? Din cauza felului meu de a fi. I-ați privit pe tovarășii noastre de drum, de idealuri, de partid, da, la televizor. Da, și în momentul ăla m-am hotărât. Privirele lor mi-au spus totul. Nici măcar ideea de a lua în discuție. De a lua în discuție. Nici n-au luat în discuție? Absolut, parcă nici nu exista. Numele dumneavoastră n-a fost... Și m-am dus și mi-am depus demisia. Acțiunea se petrece în ce cartier? Apropo de locuri, de harta Bucureștiului. Pe Calea Victoriei, unde era sediu atunci al PSD-ului de sector. Calea Victoriei totuși arată destul de deprimant. Mulți îmi spuneau, domnule, dar închide circulația pe Calea Victoriei. Și nu puteți să faceți. Păi nu am alternativă. În momentul când voi fi gata cu berzei Uranus și asta, voi avea o alternativă. Dar vin eu și vă întreb, ce să fac oamenii care să plimbă pe Calea Victoriei? Da, că nu sunt cafenele, nu sunt... Nu sunt cafenele, nu sunt locuri de atracție, decât bine, câteva. Funcția creează organul. Probabil în clipa în care faceți asta o să apară și... Așa mi s-a întâmplat în centrul istoric. Ne întoarcem la ale noastre. Dacă partidul v-ar garanta că vă susține în alegerile prezidențiale cu condiția să vă reîntoarceți în rândurile membrilor de partid, vă întoarceți? Nu. Sunteți siguri? Sunteți hotărât? Absolut. Ei, poate vă mai gândiți la asta. Nu, m-am tot gândit. Paris vaut bien une messe. Da. V-ați tot gândit? Am gândit. Haideți să vă spun, sigur, glumeam. Dar mă apropiam de terminatul stadionului. Și îl chem pe director general care răspundea de stadion și spun, auzi, că am și o rugăminte, zic, înainte să dăm drumul oficial la stadion, aș te rog să-mi faci jos de un scaun ăsta mobil așa, să-mi-l pui în mijlocul terenului. Și eu mă duc și mă așez pe scaun seara, când nu-i nimeni, nu ne vede lumea, tu dai drumul la aplauze imprimate și eu închid ochii. Și am să fiu cel mai fericit dintre oameni. Și ați făcut să asta? Glumesc. Nu, n-am nu, a făcut. Fost o glumă. Nu, a fost dar o, glumă. O idee regizorală, un om singur, avea... în mijlocul unui stadion, gol. Păi despre asta era, bă. Dar oare subconștientul dumneavoastră nu visează un om singur în mijlocul unui stadion plin? M-am gândit și la asta și m-am speriat eu subit. M-am speriat subit că am început să am gânduri de-astea de mărire, care câteodată frizează și ușor, cum vă spuneam, paranoia. Păi când îi aud cum dezvoltă idei din jurul meu așa foarte înflăcărate, le explic că există niște pastile roz pe care dacă le iei la prânz, te mențin pe o linie de plutire. Cum se cheamă? O linie de plutire, Prozac. Cum se numesc? Prozac. Ah, Prozac, mențin, păi da. Este și o carte, generația Prozac. Prozac, dar da. Nu se dă fără rețetă. Oh, corect. Domnule Oprescu, în visele dumneavoastră, mai mult sau mai puțin secrete, cât la sută credeți că aveți șanse să deveniți viitorul președinte al României? Nu am pus niciodată problema asta. Nu cred. Nu mă crede nimeni. Veți fi sau nu veți fi viitorul președinte al României? Dacă va fi cazul, da. Dacă va fi cazul, da. Și știu foarte bine ce spun. Pentru că simt că pot. N-a început campania electorală. N-a început, știu. Mai sunt 2 ani.